prilejul aniversării a 525 de ani de istorie a Bisericii Voievodale din Piatra Neamț, Complexul Muzeal Național Neamț, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României, Parohia Sfântul Ioan Bornesc din Piatra Neamț, Protocopiatul Piatra Neamț, Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale și colecționarul Viorel Nicolau au organizat o expoziție cu titlul Biserica Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul din Piatra Neamț, 525 de ani de istorie. O expoziție care are ca exponat principal o piesă de excepție, un bun cultural clasat în categoria tezaur a patrimoniului cultural național mondial. Este vorba de tetra Evanghelul Eunacului Spiriton, donat, dăruit de voievodul Ștefan cel Mare, ctitoriei sale de la curtea domnească din Piatra Neamț. În jurul acestui bun cultural foarte valoros a fost gândit un proiect expozițional care pune în valoare și odoarele aflate în momentul de față în patrimoniul Bisericii Domnești. Pentru că trebuie să spun faptul că manuscrisul la care am făcut referire este singurul odor păstrat din perioada lui Ștefan cel Mare în patrimoniul aflat acum în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. O expoziție în care își găsește locul și portretul realizat de pictorul bisericesc Epaminonda Bucevski în anul 1883 la Viena, la comanda episcopului cărturar Melchisedec Ștefănescu, un bun cultural aflat în patrimoniul Muzeului de Istorie Roman. Nu întâmplător se află în expoziție. Melchisedec Ștefănescu a descoperit pe tetra Evanghelului de la Cumor portretul lui Ștefan cel Mare, pe care el l-a prezentat în ședințele Academiei Române și pe care l-a considerat ca fiind cel mai adevărat portretul autentic al lui Ștefan cel Mare, inspirat de această filă a manuscrisului de la Cumor. Epaminonda Bucevski a realizat acest portret. O piesă valoroasă. În afara acestor obiecte tridimensionale prezente în expoziția noastră, un foarte bogat material vizual semnalează evoluția Bisericii în secolele 19-20, un material vizual inedit, obținut de la Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, dar și din alte fonduri importante. De reținut faptul că există în expoziție imagini cu cea mai importantă restaurare a monumentului, cea desfășurată în perioada interbelică sub președinția lui Nicolae Iorga, care era președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, sub coordonarea arhitectului Ștefan Baș. Deci un concept expozițional complex, sperăm noi, potrivit pentru acest moment aniversar. Pe 23 aprilie 1502 se finaliza o execuție remarcabilă a manuscriselor redactate în Moldova. Este vorba de Tetraevanghelul copiat la mănăstirea Pudna, caligrafiat și miniat în Centrul Cultural de la Pudna de către unul dintre cei mai importanți scriitori. Este vorba de Cuviosul Spiridon. Acesta, la comanda lui Ștefan cel Mare, execută un tetraevanghel slavon de redacție medio-bulgară, care urma a fi donat de domitor pentru ruga sa și a familiei sale la titoria domnească a curții voievodale de la Piatra Neamț, care avea hramul nașterii cuviosului și slăvitului proroc, întâi mergătorul
preacredinciosul Ioan Botezătorul. Cartea are la final două texte de Danie care specifică în mod clar execuția manuscrisului pe data de 23 aprilie de Hramul Sfântului Gheorghe, când, așa cum știm, s-a sărbătorit unul dintre militari, pentru că Alexandru cel Mare a dezvoltat un cult special al Sfinților Militari și, de asemenea, avem un text de Danie, inclus într-o ramă de chinovar, care amintește și slăvește Hramul Titoriei Domnești la Piatra Neamț, biserica nașterea Sfântului Ioan Botezător. Această capodopă medievală a culturii românești a avut o duse remarcabilă, fericită și nefericită, pot spune, după ce a fost donată bisericii Botezătorului de la Curea Domnească din Piatra Neamț, la începutul secolului al XVII-lea, după învălirea a cazacilor în Moldova, cartea, manuscrisul de cult, este dus de către polonezi în Podolia, la Biserica Ortodoxă cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unde va avea rol de carte de cult și de rugăciune până în secolul al XIX-lea, când, așa cum știm, doi oameni de bună credință din Iași o răscumpără și o restaurează. Legătura pe care o vedem astăzi este una de secolul XIX, de secolul XIX restaurată. Și o donează Bisericii Sfântul Nicolae din Iași. După secularizarea Averilor Mănăstirești, sau în acest context al secularizării Averilor Mănăstirești, cartea de cult ajunge în patrimoniul noului înființat Muzeu de Antichități din București, unde este cercetat, studiat de lingviști, de oameni de știință, de istorici, muzeografi, tematicieni, etc. În 1917, cu ocazia primului război mondial, România își duce tezaurul în Rusia țaristă. Printre comorile patriei, din inventarul acelor comori, făcea parte și acest tetravanghel minunat. Tetravanghelul a fost expus mult timp în sala armelor de la Kremlin, apoi s-a întors în România în 1956, când relația dintre Uniunea Sovietică și România era într-o fază bună și, mă rog, printr-un context fericit, acesta ajunge în patrimoniul Muzeului Național de Istoria României. Astăzi, 22 iunie 2023, cartea ajunge în locul de origine, la Muzeul de Artă din Complexul Național Muzeal Piatra Neamț. Sunt istoric medievist, specializat în istoria Bizanțului, ca om de muzeu, ca muzeograf, studiez cărțile vechi, manuscrisele, documentele de factură slavonă, chirilică, pe care muzeul le are în gestiune. Am fost onorat și privilegiat să studiez acest minunat trevanghel, donația a domnului Moldav către Liturghia sa de la Piatra Neamț. Acest manuscris a fost cunoscut multă vreme drept Evanghelianul de la Bistrița. Și aceste, în mod evident, o greșeală. Deoarece cei care l-au studiat anterior nu au fost atenți la
textul de Danie, care specifica foarte clar că acest manuscris este oferit pentru înzestrarea bisericii curții domnești de pe bisița care are hramul nașterii cuviosului, cinstitului, slăvitului și proroc în timp mergătorului Ioan Botezătorul. Acesta este un criteriu care este extrem de un foarte important, ceea ce schimbă cu totul în mod radical proveniența și originea manuscrisului. Acest manuscris nu este al mănăstirii Bistrița, ci al curții Bisericii Curții Domnești la Piatra Neamță. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele reprezintă an de an prilej de mare bucurie duhovnicească pentru noi slujitorii acestui sfânt altar, pentru enoriașii acestei binecuvântate parohii a Bisericii Sfântul Ioan Domnesc, dar nu numai, ci și pentru locuitorii municipiului Piatra Neamț, dat fiind faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este patronul și ocrotitorul spiritual al Bisericii Domnești Ștefaniene și totodată este și patronul orașului nostru. Anul acesta al mântuirii 2023, curgător de la Hristos Domnul, aduce un plus de bucurie duhovnicească prin aniversarea celor 525 de ani de slujire în acest sfânt lăcaș. De aceea, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe lângă slujbele religioase prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, a cărei naștere o prăznuim, am organizat și o serie de manifestări cultural-religioase, astfel că, încă din ajunul sărbătorii, respectiv vineri 23 iunie, începând cu ora 13, în sala Teatrului Tineret, conferința susținută de invitatul special, artistul popular Grigore Leșe, conferință ce va fi moderată de domnul scriitor Adriana lui Gheorghe. Apoi, la orele 16, va avea loc vernisajul celei de-a 17-a expoziții în cadrul orașului artiștilor, vernisaj la care 19 artiști din Piatra Neamț și din împrejurim, respectiv din județul Neamț, își vor expune lucrările artistice care să ilustreze Curtea Domnească, Biserica Voivodală și turnul clopotniță al bisericii, care ulterior a devenit și simbolul orașului. La orele 17 va avea loc un al doilea vernisaj în sala Muzeului de Artă, și anume expunerea Tetraevangheliului Sfântului și Binecredinciosului Voivod Ștefan cel Mare, pe care l-a comandat ieromonacului Silvestru de la Mănăstirea Putna la anul 1500 pentru biserica cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Piatra Neamț. De aceea ținem să împărtășim această bucurie și spirituală, dar și culturală, prin faptul că Complexul Muzeal Județean Neamț a binevoit și s-a îngrijit de aducerea la Piatra Neamț de la Muzeul Național de Istorie al României pentru prima dată această carte de cult, Tetraevanghelul, care pentru noi reprezintă, iată, peste veacuri, o mărturie a permanentizării cuvântului lui Dumnezeu în inima și conștiința poporului român și totodată o mărturie a faptului că Sfântul și Binecredinciosul Voivod Ștefan cel Mare a avut o trăire spirituală deosebită, s-a îngrijit de biserica curtenilor din Curtea Domnească de la acea vreme, de la Piatra Neamț.